pastila da fisico. Eclipsele sunt fenomene uimitoare. Dar cum se produc acestea? Pentru a răspunde la această întrebare sunt necesare noțiuni precum sursă de lumină, corp luminat, umbră și penumbră. Sursele de lumină sunt corpuri care produc și răspândesc lumină. Sursele de lumină naturale sunt cele pe care le găsim în natură, soarele, licuricii sau lava vulcanilor. Sursele de lumină artificiale sunt cele create de om, becul, lumânarea sau chibritul. Corpurile luminate sunt corpurile pe care ajunge lumina provenită de la o sursă de lumină. Corpurile transparente permit trecerea luminii, de exemplu sticla de la fereastră, folia alimentară, apa limpede dintr-un pahar. Corpurile opace nu permit trecerea luminii. De exemplu corpurile din lemn, metal sau carton. Corpurile translucide permit trecerea parțială a luminii, de exemplu sticla mată sau hârtia de copt. Când lumina de la o sursă de lumină ajunge pe un corp opac, în spatele acestuia pe un ecran se formează umbra. În jurul umbrei, mai deschisă la culoare se află penumbra. Dacă sursa de lumină este punctiformă nu se poate reprezenta zona de penumbră. Iată cum se petrece eclipsa de soare. Soarele este sursa de lumină, luna este corpul luminat, iar pământul este ecranul unde se formează umbra și penumbra lunii. Când luna acoperă soarele, pe pământ se observă eclipsa de soare. În zona de umbră, eclipsa este totală, în zona de penumbră eclipsa este parțială. Ai nevoie de ochelari speciali pentru a privi o eclipsă de soare. Iată cum se petrece eclipsa de lună. Soarele este sursa de lumină, pământul este corpul luminat, iar luna este ecranul unde se formează umbra și penumbra pământului. Când luna se află în umbra pământului se produce eclipsa totală de lună, iar în zonele de penumbră o eclipsă parțială. Poți să faci și tu un ceas solar dintr-o farfurie de hârtie și un pai. Folosește o busolă pentru a stabili nordul, deoarece este important ca paiul să fie orientat spre nord. Unghiul dintre pai și planul orizontal trebuie să fie egal cu latitudinea geografică a locului unde se află ceasul solar. Notează cu carioca pe farfuria de hârtie poziția umbrei paiului la fiecare oră. Eclipsele pot fi de soare și de lună. Soarele este mereu sursa de lumină, luna și pământul preiau rolurile de corp luminat sau ecran în funcție de tipul eclipsei.